Da, măță, fai și răvage. Bună seara, doamnelor și domnilor. Suntem trei membri Hyde Park și o pisică proaspăt aderată care se exprimă cum poate, are o singură replică, miau. Noi ne-am adunat pe 11 mai cu ocazia aniversării. Se împlinesc 21 de ani de când s-a constituit Asociația Hyde Park. În 2003, cred că era duminică, era risc să se închidă emisiunea noastră radiofonică cu același nume la Antena C, postul de radio public de la Chișinău, municipal, Antena Chișinăului. Și am decis să ne asociem ca să ne apărăm mai bine. Am ieșit în stradă, în Parcul Central. Am numărat vreo 88 de membri fondatori. La Ministerul Justiției am depus totuși acte mai puține persoane, cred că vreo 8 persoane am depus dosarul și cred că pe la mijloc de iunie aveam deja asociația înregistrată, cu ștampilă, cu cont în bancă. Asociația se numea ea ONG Hyde Park, cred. Se numea. Că după aceea i-am schimbat numele, acum se numește Asociația Civică Internațională Hyde Park. Atunci era ONG Hyde Park și avea o siglă cu stelele europene și ce mai aveam noi acolo. Și un tricolor, cred că una dintre steluțe era colorată în tricolor. Ne-am asociat ca să ne apărăm de cenzură. Vă spun, era risc să închidă emisiunea noastră de la Antena C și chiar s-a închis în următoarele zile. Pe 15 iunie a fost ultima emisiune, pe 19 iunie a fost o ședință de redacție și m-au anunțat că gata, nu mai facem emisiunea asta. Au închis-o colegii mei din radio, eu eram moderatorul emisiunii, administrația, dar mi-amintesc că colegi ca Victoria Coșnir sau Lucia Culev sau din ăștia de la știri, Ecaterina Nitin Stratan au votat pentru închiderea emisiunii ca să nu li se închidă lor postul. După aceea, postul Antena C oricum a fost închis pentru că la guvernare erau comuniștii. Dar presiunea au făcut comuniștii prin Consiliul Coordonator al Audiovizualului, la plângerea unor deputați comuniști, la plângerea unor ascultători cu simpatii comuniste. Emisiunea, deci, s-a închis și noi am rămas în stradă, ca asociație, ca ONG. Am desfășurat mai multe proiecte în stradă și prin ziare și pe internet. Din 2004, în 2003, deci s-a închis emisiunea. În 2004 am apărut cu site-ul curaj.net. În 2010 l-am făcut și Curaj TV. În fiecare duminică ne adunam în parc și făceam un fel de microfonul liber, proiect care între timp s-a mutat și el pe internet, pentru că în parc nu mai are cine să meargă și nu mai are rost. În parcul central de la Chișinău, pe aleea clasicilor, oamenii se adună să dănțuiască, să se cunoască în liniște. Ne-am mutat în grupul virtual Microfonul Liber de pe Facebook, unde avem mai mult de 2000 de abonați. Dacă vă interesează, intrați acolo, vă puteți exprima liber, necenzurat. Dar e bine să aveți și limite la exprimare, responsabilitate când vă exprimați. Despre asta vă propun să discutăm azi, despre limitele libertății de exprimare. Pentru că atunci când a apărut noi asociația sau 3 ani mai devreme când a apăruse emisiunea Hyde Park, eram emisiunea anticomunistă, a apăruse chiar odată cu venirea comuniștilor la guvernare. Vă amintesc că în februarie 2001 comuniștii obținuseră 71 de mandate într-un parlament de 101 de mandate. Deci aveau majoritate constituțională, puteau să facă orice. Unii oameni erau nemulțumiți și de asta se exprimau noaptea, după miezul nopții, în emisiunea Hyde Park, care la început n-avea nici titlul de emisiune, n-avea nici nume. Îi ziceam și forum, și microfonul liber, și numai cum nu i-am zis. Până la urmă eu am propus, iată, numele ăsta după modelul Parcului Central de la Londra, unde există Speaker's Corner, colțul vorbitorilor.
I-am propus numele ăsta Hyde Park și a fost o propunere neinspirată, dar pe care oamenii n-au contestat-o, au acceptat-o și a rămas mulți ani numele ăsta ca asociație, ca emisiune, ca ziar. După care ne-am transformat în Curaj TV și proiecte din astea mai cu nume omenești, ușor de ținut minte și de scris. Că ne amintesc, primeam scrisori la redacție cu Hyde Park scris, formulat în toate felurile posibile, unul mai hilar decât altul. Ca să nu vorbesc numai eu, între timp colegul nostru Cristian Marin a ieșit, probabil are probleme, dar în schimb a aderat fratele meu Ghenadie Brega, care o vreme a fost chiar co-moderator al emisiunii mele când eram plecat în vacanță. Mi-amintesc că prin 2003, înainte să închidă emisiunea iarna, eu am fost plecat în vacanță vreo două săptămâni și Ghenadie a rămas la microfon în locul meu și oamenii ziceau domnul Brega, domnul Brega, mai că n-au simțit lipsa mea. Și amândoi suntem Brega și mergea treaba. Nu-l vedeau la față, credeau că și vocea probabil ne seamănă puțin. Între timp Larisa e cu noi, cu camera și cu microfonul pornit. O să rugăm pe ea să povestească de când, de unde știe sau ce impresie are despre Hyde Park. Mi-am amintesc că și eu și Ghenadie am fost o vreme pacienții ei când ea lucra la clinica Memoria și era medic generalist. De acolo ne cunoaștem, dar probabil a auzit despre Hyde Park, despre asociație, despre emisiune până atunci, nu? S-am auzit fiind așa, adică să bună seara tuturor, fiind așa mai cu un instinct al libertății care mă caracterizează, că acesta este tot un instinct care ar trebui să-l aibă toți. M-a interesat tot ce despre oamenii. Mereu mi-au plăcut oamenii care știu să fie în avangardă, știu să se înspună, au curaj. Cel mai mult tot și o să zic despre curaj, care au curaj pentru libertatea aceasta de exprimare. Evident că urmăream, e mare surpriză că am putut și să vă cunosc. Și la fel foarte mult vorbeam și le spuneam mulți oameni care aveau probleme cu justiția, mereu le dădeam ca exemplu pe cei de la Hyde Park ca curaj, să aibă curajul să se exprime. O să zicem, dacă aveau probleme în instanțele de judecată, dacă aveau probleme undeva la locul de muncă, toată vremea îi încurajam să aibă curaj, așa cam un calambur de cuvinte, dar mereu încercam să le explic și să vă dau ca exemplu, să-i dau ca exemplu pe cei de la curaj, că toată vremea eram că, așa, de felul meu sunt mai insistentă, dacă cineva s-a adresat să-l ajut sau să mă întrebe, atunci vreau să fie făcut până la capăt. Dacă m-am implicat, să mă implic până la capăt să ajut. Și cred că am reușit. Am reușit în multe cazuri să oamenii să-i le explic ce înseamnă libertatea cuvântului, libertatea de exprimare. Aici mereu este nevoie de curaj și toată vremea încercam să explic că cei care nu au curajul să se exprime, dacă este să zicem, vai, o să fac tot, nu pot eu să nu vorbesc de tema violenței, când e vorba de aceeași violență în familie sau violență la locul de muncă, chiar și aceeași hărțuire în școli, mie nu-mi place cuvântul ăsta, bullying, este cuvânt în română. Hărțuire, da, morală, nici toată... bullying, și cred că hărțuire e mai potrivit. E mai potrivit, da. Și da, este cuvânt în limba română, ce trebuie să caut eu cuvânt în alte limbi. Și le dădeam ca curaj și devineau urmăritori. Adică mereu aveam grijă că se prin Facebook că se urmărească pe cei de la curaj. Și nu ca să zic, ar fi
prea mult, să zic, sunt mândră de sine, dar mă bucuram când oamenii acceptau să urmărească Curaj TV, care de pe pagina de pe Facebook și cea de pe YouTube, și ei aveau în continuare curajul, adică era suficient să le arăți direcția, că mai departe, prin bunile exemple care le aveau ei să le vadă de pe Curaj, mai departe se descurcau ei singuri. Și toată vremea insistam ca să ajungă ei la aceasta, că să înțeleagă că dacă vor tăcea, își fac rău în primul rând lor. Nu, să nu fie, să nu cedeze. Ca exemplu îl dădeam de stoicism, când găseam eu că este nevoie să ai stoicism. Pe Tudor îl aduceam, care, ca exemplu, care a stat șapte ani într-o colibă. Veteranul Tudor Pânzari, care a protestat 7 ani într-o colibă în centru. Le dădeam ca exemplu Tudor, care și cu probleme de sănătate, dar a dat a manifestat un stoicism de ăsta de invidiat și uimitor și demn de urmat. Adică 7 ani a trăit în colibă până nu i-au dat spațiu locativ, nu a cedat. Și uite așa, îmi mergea toată vremea să conving când îl dădeam exemplu pe Tudor Pânzari. Și eram... Și acum Tudor e membru în asociația Hyde Park, ajută pe alții, pe la Căușeni, pe unde mai are ocazie, filmează, mediatizează, protestează cu oameni care au nevoie de rezolvarea problemelor. Deci Tudor a devenit un activist, era beneficiar al activității noastre și acum el, la rândul lui, e un activist civic care ajută pe alții. Și vreau să zic că oamenii, unii ori nu vor să înțeleagă, ori nu-i pe măsura posibilităților lor să înțeleagă că atâta timp cât tu ești mereu cu capul plecat, nu ai curajul să-ți exprimi în limita legislației, da, și a valorilor umane, adică să te exprimi cenzurat, să nu încalci legislația, dar în restul, dacă tu nu exprimi ceea ce îți dorești, niciodată nu vei deveni o persoană cu verticalitate, care știe ce își dorește, care are voință, are scopuri, își poate realiza scopurile. Totul începe de la curajul de a avea libertate de exprimare. Dar eu știu că eu înțeleg celor de la guvernare, societății, nu o să iau țara, Republica Moldova, România, nu. În toate țările, la guvernare ajung nu cei mai buni, nu cu cei cu valori umane, nu au, cred că, care le este convenabil ca oamenii să fie niște mancurți, niște oameni ca legumele care să-i poți manipula oricând. Că cel care se poate exprima are acest curaj, el devine un om incomod pentru societate. Și probabil o parte din acești activiști civici sunt persecutați, dar dacă vor fi mai mulți oameni cu așa să aibă posibilitatea, capacitatea de a se impune, nu se poate persecuta pe toți. Cam așa. De acord. Genadie, ești cu noi? Nu poți porni camera, dar sper că ai măcar microfonul la îndemână și poți să cuvântezi. Amintesc că discuția noastră e live, e publică și cine vrea poate participa. Aveți link de participare, sunt 6 locuri disponibile, unul fiind ocupat de mine. Deci acum noi suntem 3, încă 3 poate să intre alături de noi. De exemplu, Tamara Rotaru poate să apese pe link să intre, Vyacheslav Molodiuc. Vyacheslav zice ceva despre bullying, ia să văd, cred că pot afișa chiar comentariu. Bullying e o formă mai gravă de care implică și intimidare și discriminare față de hărțuire.
Nu cred, Veaceslav, contează ce sens îi dai cuvântului. Eu cred că înseamnă același lucru. Hărțuirea poate fi de mai multe forme. Hărțuirea morală. De fapt, dacă e să zici așa, e hărțuire. Hărțuirea morală. Aici include tot, psihoemoțional, și aici și toate formele care sunt a hărțuirii, care și, adică modalitățile de a hărțui pe cineva, prin de a umili, de a insulta, de a manipula, de a minți, aici sunt foarte multe, 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 la infinit. Manipulatorii și agresorii au foarte multe metode de a hărțui moral pe cineva. Calomniile tot e o formă a hărțuirii morale, umilirea în public, sunt foarte multe. Dosare penale, de exemplu, hărțuire, ar zice acuși Ghenadi Brega că tot a reușit să-și conecteze și camera și microfonul. Vrei să ne povestești, Ghenadi, despre consecințele activismului tău cu Hyde Park-ul și în locul Hyde Park-ului și fără Hyde Park? S-aude vocea mea? Da, s-aude. Tare sper că nu fac un gruiaj, că e vânt în stradă. Mai s-ar putea să fie tot felul de probleme, pentru că au fost exploziile alea pe soare, a fost azi noapte auroră boreală, nu doar la voi acolo în Islanda, dar și la noi aici în Moldova și România. Tamara Rotaru zice că la ea, la Cahul, chiar a picat semnalul de antenă mobilă. Are efect o explozie pe soare, dar în pofida problemelor ăstora putem deocamdată să ne exprimăm. 5 oameni se uită la noi. Bun, să zic felicitări Hyde Park-ului că au rezistat. Deja 2 decenii ne ținem, cum să zice, mai era în copilărie expresia asta, te ții cu pășel, știi? Mm-hmm. Organizația noastră cumva are formatul pe care îl visam de când mă știu eu. Știi că particip la activismul civic al organizațiilor, dar niciodată nu știi la ce să te aștepți și care e finalitatea. Cred că a fost o decizie foarte bună ca Hyde Park-ul să nu conteze neapărat pe granturi și să lucreze cu resurse mici, cu resurse proprii, să facă activități cu impact. Cred că asta a fost foarte important pentru Hyde Park, pentru că așa a auzit lumea de noi, ca oameni care nu au nevoie de granturi ca să facă ceva. Deci am ales să fim săraci, dar liberi. Exact. Poate acum lumea nu prea înțelege care e miza la toată treaba asta, dar Hyde Park-ul cel puțin în ultimii vreo 15 ani nu este asociat cu vreo mișcare politică, cu vreun partid politic sau cu vreun politician. Ceea ce e foarte important, că am reușit să păstrăm distanța față de politic și eventual i-am criticat atât de des cât ne-au permis bojogii, cât am avut suruieșe. Observ de la distanță, eu deja de 7 ani și ceva luni sunt în Islanda, observ de la distanță ce se întâmplă și în Moldova și în România și în țări europene. Mă îngrozește faptul că oamenii în multe țări nu pot să exprime opinia public, liber, fără restricții. Spre exemplu, în multe orașe ucrainene, unde au loc bombardamente, unde lumea trebuie să se ascundă, trebuie să fugă. Oamenii ăștia probabil au o mare problemă de comunicare cu autoritatea și nu pot să se exprime, din considerentul că statul e în război. Rusia la fel, Rusia e un stat totalitar, de fapt, și oamenii au dublă belea. Nimeni nu-i bombardează pe ei sau nu bombardează nimeni cartiere civile, dar ei nu se pot deloc exprima. Deci, prin comparație cu Rusia și Ucraina, Moldova o duce bine la capitolul libertate de exprimare. Vreau să felicit activiștii de drepturile omului, cetățenii care s-au implicat până acum și au împins ștacheta dreptului de a te exprima în public până în pânzele albe. Dacă nu știați, în Moldova pot să te exprimi oricând, oricât, cu restricția ca să nu ofensezi pe ceilalți, să nu-i insulți,
și în general să respecti liniștea publică, adică să nu faci protest după miezul nopții într-o zonă unde lumea locuiește. În rest, exprimă-te. Asta îmi pare extraordinar și Hyde Park-ul prin asta s-a manifestat că în vreme de restricții, când erau comuniștii la putere și când puteau să impună o grămadă presiune, puteau să facă presiune pe organizațiile neguvernamentale, pe activiști, pe cei mai activi, Hyde Park-ul a rezistat și le-a arătat că dreptul la exprimare e un drept fundamental. Am avut atunci suportul europenilor și organizațiilor internaționale care au monitorizat drepturile omului în Moldova, iar asta ne-a ajutat. Dacă Moldova nu avea legea privind întrunirile și nu avea manifestațiile cele publice în care poliția intervenea și după asta au avut motiv să schimbe legea, dacă nu era chestia asta, probabil Moldova ar fi fost un fel de Belarus, poate chiar mult mai ușor o țintă pentru ruși ca și Ucraina. Deci probabil am fost atacați de foarte mult timp. Putea deja Putin să fie aici, să ducă războiul, inclusiv din Chișinău, din Bălți, din Jedineț, să bombardeze teritoriul Ucrainei. Foarte bine, avem noroc că nu se întâmplă lucrul ăsta, dar probabil ar trebui să fim cât poate de vigilenți, pentru că Moldova încă e vulnerabilă. Am asistat zilele trecute la o păruială pe internet în care oamenii încep să țipe în gura mare că Maia Sandu s-a făcut de râs la interviul cu Dudi. Am să zic pe scurt opinia mea despre asta, că pentru vorbitorii de limbă rusă Maia Sandu s-a făcut auzită prin intermediul acestui vlogger, Dudi, dacă ați auzit de el. Și interviul a devenit popular, deja în 4 zile are aproape 5 sau 6 milioane de vizualizări și peste 70-80 de mii de comentarii. Iar comentariile la interviul cu Maia Sandu, cu președinta Republicii Moldova, comentariile, bună parte din ele sunt favorabile Moldovei, autorității care a gestionat criza migranților în ultimii 2 ani impecabil. Atât cât își poate permite un stat mic. De exemplu, cea mai banală cifră despre care s-a vorbit și lumea a reținut-o. Vorbitorii de limbă rusă au reținut-o. Moldova a primit aproape un milion de refugiați, deși populația țării suntem 2,6 milioane, ceea ce vorbește foarte mult despre cât de implicat a fost autoritatea sau cât de bine a gestionat Moldova fluxul ăsta, pentru că nu toți refugiații au rămas la noi. Moldova nu este o țară atractivă, nu e Uniunea Europeană, nu avem resurse destule încât oamenii să vină și imediat să-și găsească un loc de muncă sau o casă. Deci oamenii în Moldova au putut să vină, să stea un timp până găseau o destinație mai bună. 100.000 sau peste 100.000 dintre ei chiar au rămas, se integrează și văd multe apariții publice cu refugiați din Ucraina care deja vorbesc limba română sau leagă 70 de cuvinte într-un interviu. Pot să spună care e subiect, care e predicat și să zic că eu mă numesc, eu am venit din, eu învăț limba, ceea ce îmi pare extraordinar. Deci războiul ăsta ne-a dat și niște lecții. Ne-a dat o palmă ca să ne trezim noi ca nație și să înțelegem că nu suntem chiar atât coada Europei la toate. Și am arătat că avem inimă mare, am arătat că suntem solidari, am arătat că putem gestiona o criză, am arătat că chiar dacă ne taie gazul, noi găsim niște soluții să supraviețuim. Și pentru asta nu-i meritul activiștilor drepturile omului, că deja avem autorități care poate face lucrul ăsta, dar e bine că Moldova nu e îngenunchiată ca și alte state vecine. Și mă gândesc că prezența la guvernare a actualei puteri se datorează și faptului că a fost mai puțin strangulată libertatea de exprimare, iar oamenii când se pot exprima public, voința lor de obicei ajunge și în politic și în guvern. Deci felicitări Moldova că ai avut parte de o organizație cum e Hyde Park, felicitări celor care au rezistat cu noi, alături de noi, implicați, mai puțin implicați, dar felicitări tuturor care știu cât de important este să exprimi opinia ta public, să vorbești despre tot ce se întâmplă. Chiar azi am filmat o manifestație publică aici în Reykjavik, în care aproape 1000 de oameni mărșăluiau pe stradă cu scandări în susținerea Palestinei. Și mă întreba o colegă că tu ai ieșit și ai filmat, dar care e miza? Adică ce vor ei sau crezi, de partea cui ești, știi? Și am zis,
Eu sunt de partea omului care vrea să se exprime. Eu îl susțin pe oricine vrea să se exprime, indiferent că are sau nu dreptate, dreptul la cuvânt îl are. Știi? Și deja despre subtilitățile conflictului am recunoscut cu sinceritate că nu am acces la destulă informație încât să pot judeca, să spun cine are dreptate, cine nu are dreptate. Pentru că și ieri și alaltă ieri și toată săptămâna trecută s-au întâmplat evenimente care presa nu le-a văzut, nu le-a reflectat și societatea nu le-a dezbătut așa încât să înțelegem care sunt mizele în conflict, cine trage sforele, cine are interes, cine câștigă bani. Că cel mai des într-un război, cei care trag sforele, cei și câștigă bani. Nu cred că este vreo zonă pe planeta asta unde să fie o zonă fierbinte, să aibă loc activități militare și nimeni să nu câștige bani din furnizare de armament, din repoziționarea la guvernare, din înlăturare de la puterea cuiva. Deci oamenii cel mai des din interes meschin, corupt, ajung să facă războaie, ajung să le susțină, să le întrețină. Dacă între Rusia și Ucraina ar exista un element rațional, adică niște minți lucide care să spună de azi încetăm totul, punem pe masă negocierilor, vedem ce putem face, cel mai probabil ar trebui să elibereze toate teritoriile, să plece de acolo și deja ulterior să se discute despăgubiri de război pentru că ai atacat un stat nejustificat. Altceva e că deja și retorica politicienilor e total deformată, că acum dacă asculți politicienii ruși, îi vezi cât de camileonice sunt ei. Și am simțit-o chiar și la un jurnalist care a venit în Moldova să facă un interviu cu președintele nostru, iar în subsol, felul în care el comunica, felul în care adresa întrebările, se vedea că omul face parte dintr-un imperiu care are gânduri imperiale și care are pretenții de a le arăta moldovenilor că vezi că la voi justiția nu funcționează, vezi că la voi lupta cu corupția a dat o îmbară, știi? Ne vorbea un reprezentant al presei din Rusia, unde de 30 de ani toată lumea calcă în picioare și justiție, și drepturile omului, și corupție o grămadă, da? Cât avere s-a făcut prin cei care ajung la putere și n-a fost niciodată investigat. De câte ori Dude a dat întrebări unui guvernator local sau unui primar local, întrebări din astea incomode, pentru că Dude a fost foarte, foarte comod în țara lui. Acum, de când e plecat, și acum continuă să susțină aceeași trâmbițare că voi n-ați scos gardul de la președinție, ci tâmpenie. Deci, interviul ăsta al lui Dude e o mustră de manipulare în care un om insistă pe niște detalii de căcat. În viziunea mea, săracul Dude a luat o raznă, probabil a îndeplinit agenda cuiva, să facă un interviu cu Maia Sandu și presupun că misiunea lui era să o facă de râs. Norocul nostru e că n-a reușit să banalizeze subiectul discuția cu președintele. Amintiți-vă la început de interviu, chiar a zis Maia, și salariul ai sau nu știu ce. Deci adresarea la pertu cu un oficial, chiar și cu un primar sau cu un diplomat, cu un judecător, cu un procuror, cu un învățător, nejustificat. Eu n-aș face asta nici în ruptul capului. Am făcut jurnalism, știu ce înseamnă cutuma, știu ce înseamnă eticheta, ce înseamnă Maia. În fine, eu sunt supărat pe chestiile care le văd de la distanță și le exprim. Deci îți dai seama cum a evoluat lupta noastră de acum 20-24 de ani până acum. Ce preocupări aveam atunci, anticomuniste, și ce discutăm acum despre limitele libertății de exprimare. Tamara Rotaru observă că te-a văzut într-un video din 2008, când tu erai președinte în exercițiu Hyde Park. Ai ieșit la un protest pentru că un membru Hyde Park, fratele tău, era închis din 8 mai același an și nu știai nimic despre el, făceai greva foamei în fața guvernului și ai fost agresat de polițiști în civil. Imagini care au fost salvate, ei le-au șters, polițiștii te-au arestat, ți-au șters imaginile, după aceea noi le-am recuperat și le-am publicat. Și lucrurile s-au schimbat. Acum poliția nu se mai poartă așa. Deci ce atitudine era atunci față de militanți, de activiști ca noi, de ziua Hyde Park-ului, atunci tu erai la răcoare. Tu ai intrat pe 10 mai și ai ieșit, cred că pe 12, după ziua Hyde Park-ului. Și ce condiții avem acum?
cu mult mai liber, incomparabil. Și poate că e și meritul nostru că e mai bine acum. La asta mă gândeam că probabil generațiile care cresc acum, fie în școală, fie în organizații din astea, de tineret, care abia preiau ștafeta să învețe libertatea de exprimare, să predea altora, nu știu, ceva despre legislație sau ceva despre cum poți să comportă în spațiul public. Mă tem că cu o guvernare tolerantă s-ar putea să lasă mâinile jos, că dacă mâine revine la putere Dodon cu Voronin, cu Șor, fac ei o majoritate și să zicem că deja se aliază cu rușii, să începe interdicțiile în stilul lui Lukashenko, s-ar putea să nu avem opoziție, s-ar putea să nu avem oameni care fie asta în stradă, pentru că nu mai au acest exercițiu. Deci mă gândesc că dacă nu cumva rămâne o, cum să zic, un vid, organizații care nu se mai implică de 6, 8, 10 și 15 ani, după asta nu o să mai poată manifesta. De asta cred că ar trebui să fim vigilenți, ar trebui să ținem totul sub lupă și eventual să pregătim generații care vin după noi ca să fie la fel de active, eventual să înțeleagă cât e de important să aperi dreptul, să exprimi public opinia ta. Că altfel în societate sunt o grămadă probleme despre care atunci când nu se discută, există riscul ca acele probleme să fie tot mai acute și mai acute și într-un final să ajungi, nu știu, iar la revoluție din astea de catifea, să ajungi la aruncat pietre în președinție, în parlament, în primărie, cu ou. Sunt o grămadă exemple în care în Moldova oamenii n-au știut să exprime rațional, prin cuvinte, fără a jigni pe alții, ceea ce cred. Piatra nu e o soluție. Asta numește revoluție de catifea, dar ce am avut noi în aprilie 2009, numai catifea n-a fost, cu incendiarea președinției, cu incendiarea parlamentului, o ardere a declarației de independență, cu oameni maltratați și morți. Tu ai și de așa acum dosar penal pentru dezordini și mai nu știu ce, dosar care doar e suspendat sau e închis, care poate fi oricând redeschis. Analizând la rece, după mulți ani de la acel eveniment, înțeleg că erau mai multe tabere care erau interesate să aibă loc astfel de activități. Noi am fost niște victime. Hyde Park a fost o victimă în aprilie 2009 pentru că pe noi s-a dat vina pentru lucruri care nu le-am făcut și ați fost și voi persecutați de rând cu mine, cu Oleg, frații Brega, ați fost persecutați pentru că făceați parte dintr-o organizație care s-a opus până în pânzele albe, până în 2008-2009, cu proteste stradale, iar în 2009 au preluat alții mesajul și activismul civic și au făcut protestul mai mare, mai vizibil, e adevărat, cu implicarea serviciilor, e adevărat, cu implicarea structurilor care aveau interesul să facă posibilă revenirea sau venirea la putere a altor hoți, nu numai a lui Voronin și gașca lui. Deci trebuiau să intre la putere și Aldi Plaha și cei care mai erau cot la cot cu el. Nu întâmplător, imediat după 2009, atunci când au împărțit puterea, procuratura și alte structuri în stat, a fost posibil furtul miliardului sau miliardelor. Aproape 20 de miliarde de lei moldovenești au fost furate din băncile de stat. Fapt pentru care încă n-a fost nimeni tras la răspundere pe vremea cât era la putere Dodon și gașca lui, iar judecătorii, care în marea lor majoritate și procurorii, sunt în funcții numiți de către președinții sau Voronin sau Dodon pe vremuri. Deci sunt aceiași judecători, aceiași procurori, care mulți dintre ei au fost loiali puterii. Deci nu cred că lucrurile se schimbă peste noapte rapid și nu cred că justiția în Moldova va fi reformată atât de ușor, fără efort, poate mai mult cu presiune din afară. Dar eu nu vă aud. Oleg, tu nu ai microfonul pornit. Da, mersi, scuze. Îl opresc pentru că urlă pisica asta și trebuie să-l opresc. Noi toți suntem plecați de la Chișinău. Hyde Park a apărut la Chișinău, dar noi toți suntem plecați. Larisa e la Iași, tu ești la Reykjavik, eu sunt la București. Dar suntem cu sufletul acolo. Da, dar tu ziceai să ținem lucrurile sub lupă. Nu poți să le ții nici sub microscop, nici sub lupă. Noi le privim la distanță prin telescop, pe internet.
acolo pe loc puțini au rămas, cine a rămas e cam derutat, e cam obosit, dar cam plictisit. De acord că dacă ești în stradă acum în Chișinău, chiar dacă participi la un eveniment important, ar putea să fie o grămadă lucruri care îți scapă. De asta mai degrabă urmăresc oameni de încredere, vreo 10, 20, 30 care postează în permanență, urmăresc presă pe care eu o consider de bună intenție și pot înțelege ce a fost la un eveniment, asta înseamnă pentru mine să urmăresc sub lupă. Fiu atent la detalii, când se întâmplă ceva să pot avea o atitudine, să pot interveni și comenta informat. Îl salutăm și pe Vyacheslav, ni s-a alăturat în discuție. Poate are și el de zis, de întrebat ceva despre Hyde Park, despre activism. El cred că e singurul dintre noi care e în Republica Moldova acum. Da, felicitări. Am înțeles că e un jubileu. E, nu chiar, 21 de ani de la fondarea Hyde Park. A, 21. Da. Am fost și eu la unele activități ale voastre. Așa. Știu că te-am susținut. Eu am fost mai puțin militant, așa, în, dar am apreciat tot timpul implicarea asta și mai ales pornirile astea juridice. Încă el tot timpul apărarea asta a drepturilor implică partea asta a cunoașterii drepturilor și a dreptului. Asta e, da, a dreptului. Și asta, printre altele, e o chestie. Drept. Avem noțiune în mare, principiile astea de drept, noi se leagă așa, teoretic, se leagă cu dreptul roman. Așa, și de aici e o nuanță de asta, așa, românească. Bun. Iată, a revenit și colegul nostru român, singurul de peste Prut, Cristian Marin. Să vedem dacă îi merge mai bine acum semnalul la Ploiești. Am să zic vă câteva cuvinte despre interviul ăla. Eu nu l-am văzut dintre Maia Sandu și Dudu. Așa? Dudu nu l-am văzut, dar am o părere, da? Nu, am văzut începutul, așa, nu am văzut tot așa, am remarcat accentul ăla că este superioritatea asta în dialog, în discurs al Dodi, așa, asta e evident, el, dar faptul, de ce îl apreciez, am mulți ucraineni acolo, mai așa tot, nu... Că nu merită să se vadă că toate declarații, tot ce a fost adus în discuție acolo, că așa nu ar trebui luat prea tare în seamă. Faptul e că eu apreciez aspectul ăsta ca convenit din partea, o apreciez Maia Sandu că a acceptat acest interviu, fiindcă ea și-a dat seama că l-a dat, fiindcă are un impact. Înțeleg? Aspectul ăsta al notorietății, că ceva care ajunge cu impact în societate. Și atunci nu are atât de mare importanță ceea ce sunt acțiunile care ți le propui să le discuți. Da, cred și eu că mai au avut un interes electoral să apară în așa context, pe așa canal, pentru că ea acum o să aibă și alegeri și referendum și vrea votul celor care vorbesc limba rusă, înțeleg numai limba rusă și au încredere într-un vlogger rus născut în Ucraina. Deci eu cred că a avut interes electoral și e explicabilă nemulțumirea jurnaliștilor moldoveni și români care nu au favor, onoarea asta să o aibă pe Maia Sandu în studio, dar ea a acceptat și când a fost aici la București, țin minte că a fost în studio la Digi24 și pe alte posturi, deci nu cred că e chiar
inaccesibilă, dar probabil aia de la Chișinău ar vrea tot să o aibă pe toate vlogurile lor. O președintă totuși nu are timp și alege pe bună dreptate. Eu cred că a fost o alegere bună. Am văzut niște aspecte interesante în interviu. Ea zice că citește, văzut că e aproape timpul e consumat. Interviul totuși scoate niște aspecte în evidență. Știi, chiar din viața ei. Ea zice că, din câte am observat acolo, ea citește corespondența, ea corespondența îi acordă atenție. O citește. Acum nu știu care e adres, dar e interesant. Interviul e foarte mulți, deși mulți vor, poate vor ca la de exemplu, are un discurs mai așa, mai sofisticat, Podoleac. Îmi place cum așa. Ea nu are un discurs de ăsta așa, cum ar veni, cu penetrația aia lui Podoleac, dar a scos în evidență multe lucruri, dacă stai și le analizezi, nu așa cu mofturi, că n-a zis aia, că a zis aia, așa, totuși a scos în evidență preocupările astea și grija asta pentru, chiar și cu legislativă, ea doar de economist, ea nu are o, aici pretențiile astea cu reforma juridică, ea e clar că n-are cum să aibă o viziune juridică ca să propună ea, să fie ea inițiatoarea programului. Prin asta, prin concepția asta că de supraveghere, de așa mai mult accentul ăsta pe. Larisa vrea să zică ceva, face semne. Am impresia că ne scufundăm prea mult în interviul ăsta. Haideți să-l ignorăm. Eu privesc interes poate doar sub aspectul abordat de încălcarea libertății preste, a drepturilor omului, altfel nu cred că ne interesează interesele electorale ale politicienilor. Da, Larisa. Chiar nu vreau. Eu vreau să vorbim despre libertatea de exprimare, despre activismul civic. Hai, vă lăs cu asta, dar. Nu mă interesează acest interviu. Mai ales că azi e jubileu. Am zis în ce aspect ne-ar interesa interviul ăsta, în care Maia Sandu zicea suntem în top 35 țări cu libertate de exprimare sau cu libertatea presei și deci nu mai trebuie nimic schimbat. Nu cred. Cred că și cazuri concrete de televiziuni închise sau posturi de radio sau canale tot trebuie examinate. Dar numai că problema se pare că e generală în toată Europa acum, pe timp de criză și pe timp de pandemie și pe timp de război, nu doar în Republica Moldova. Totuși, Republica Moldova se poate lăuda că are o presă mai liberă decât în România. Iată, a venit ocazia să-l întrebăm încă o dată pe Cristian Marin, dacă are acum microfonul pornit. Și Oleg, povestește câte dosare la CEDU datorită lui Hyde Park au fost câștigate. Dacă e tot aniversare, să vorbim despre realizările care le-a avut Hyde Park, despre câți oameni. De acord, o să revenim. Dar acum, dacă tot l-am întrebat pe Cristian despre starea presei și el e într-un fel jurnalist implicat aici la Ploiești și iată s-a legat cu niște activiști de dincolo, de Piști Prut, să vedem cum vede el libertatea presei comparată Republica Moldova-România. Mi se pare întâi, să zic, la mulți ani asociației Hyde Park și visul trebuie să continue, dar referitor la presă, cel puțin asta din România, mi se pare mai puțin liberă decât cea din Moldova, mai puțin curajoasă. De ce? Pentru că, așa cum se știe, sunt trusturi de presă care aparțin unor cetățeni care sunt implicați în politică într-o formă sau alta și au o anumită orientare editorială, cum se zice. De aceea trebuie, dacă vrei să pleci cu bani acasă, trebuie să
să asculți de ce zice redactorul șef, de ce zice directorul trustului, pentru că altfel risc să rămâi șomer și să ajungi să faci doar podcasturi pe internet dacă vrei să te mai exprimi. De aceea, nu știu, mie per general așa îmi place parcursul Republicii Moldova. Mi se pare că își dorește mai mult Uniunea Europeană, iar noi ca români care deja suntem acolo, mie mi se pare că ne-am cam plictisit de ea și adică privim ca și cum e un fapt normal, e un fapt comun, suntem aici, dar cam atât, nu mai facem nimica ca să strălucim. Mie asta îmi pare rău, că România nu mai strălucește, s-a plafonat și a devenit așa ceva anost. Bine, suntem în Uniunea Europeană și cu asta basta și nu știu, Moldova parcă își dorește mai mult. Și sincer, eu zic și în glumă prietenilor, cred că o să ajungem noi să ne rugăm să ne unim noi cu Moldova, nu Moldova să se unească cu noi. Și important ar fi dacă doamna Maia Sandu ar dori să se unească cu noi. Nu știu, eu admir foarte mult, pentru că am ascultat și mai devreme aceste comentarii legate de interviul domniei sale. O admir foarte mult, mi se pare o doamnă care își dorește, care știe ce vrea, care știe exact unde să apese, ce pârghii să tragă ca să reușească. Și per total, Moldova cred că o să o ia în curând înaintea României. Mi se pare mult mai îndrăgită, mult mai bine primită de Uniunea Europeană decât suntem noi românii, care avem raciile noastre, așa cum se știe, avem minusurile noastre, balcanice, bizantine, cam atât. Da, avem și noi minusurile noastre, influențe rusești de tot felul, avem oligarhi mângâiați pe cap sau chiar, iată, găzduiți ca șor de Rusia. Sunt complicații și acolo. Avem și o enclavă cu armată rusească la Nistru. Sunt multe probleme în Republica Moldova. Dacă am fi vrut să o luăm înaintea României, ar fi trebuit să procedăm ca cele trei țări baltice, să aderăm și la NATO și la UE înaintea României. Dar se pare că am vrut să mergem pe altă cale și acum, iată, mergem pe calea ancorării cu Ucraina. Legat de război. Acolo noi n-am avut în mediul academic, noi n-am avut autorități lucide în mediul academic. Acolo academicienii i-au zis lui Gorbaciov că vor să se separe. Din Moldova mediul academic n-a avut concepția aceasta. Și noi, ei s-au... Chiar și Vieru, la ce trebuia lui să se unească cu Vadim Tudor, când îl știa așa urât la vorbe, că îl știa. Noi vorbim azi sau nu despre activism civic? Vă uitați, doamnă, că tocmai vedeți de ce. Dumneavoastră vreți o libertate a exprimării, dar libertatea asta a exprimării trebuie să aibă și o... Trebuie să aibă și o corectitudine și o calitate. Comunicarea nu înseamnă numai pălăvrăgeală. Ea trebuie să fie și calitativă. Și pozițiile politice tot trebuie să fie, trebuie să ai doctrina aia, trebuie să știi ce vrea, nu o bâșbâială așa. Nu vreau eu azi cu bășbăieli, vreau să povestească Oleg despre realizările Oleg sau Ghenadi, realizările Hyde Park. E totuși Larisa, am avut și realizări, dar am avut și eșecuri. Crede-mă că nu mi-amintesc deloc cu mândrie despre colaborările cu Asociația Antipact Molotov-Ribbentrop sau alte mișcări doielnice care veneau la proteste cu portretele lui Antonescu. Am defilat inclusiv cu George Simion,
Era justificat atunci, guvernare comunistă, ne doream libertate de exprimare cu orice preț, susțineam curente care erau persecutate, chiar și noi pentru astfel de idei unioniste, pentru sloganul Basarabia Pământ Românesc, am stat închiși, am fost amendat și tot așa. Dar după aceea a trebuit să discernem, să alegem, să ne delimităm, de exemplu, de Lașcu, Sergiu Lașcu, care apărea cu slogane White Power sau cu salutul nazist și tot așa. Deci libertatea de exprimare implică și responsabilitate, implică și riscuri. Riști ca la microfonul liber să dai tribună unor neonaziști, unor curente extremiste. Nu crezi, Larisa, că e risc? E risc, sigur că e risc. Păi de asta și vorbesc toată vremea, că trebuie să ai curaj, dar curajul îți asumi și niște riscuri când ai curaj. Și apoi vezi cum e, da. Știu că erau chiar undeva, vedeam eu prin aceste activități care erau mai mult și unioniști și combatanți și activiști civic, printre care erau și niște grupări care se considerau sataniști, alții neonaziști. Și erau, da, într-adevăr, anumite mai multe riscuri că o să zic că au fost susținuți de Hyde Park și de Curaj. Adică au fost multe încercări. Nu, ce erau susținuți tocmai de doamna liberă, care se zice că e liberală, că nu e doamna ei, nu e liberală deloc. Despre cine vorbești? Care doamna liberală? Da, e asta care e cu satanistul, cum îi zice? Vitalie, Mitnic, da. Acela, da, cu biserica satanistă, el a fost membru al Partidului Liberal, dar de care doamnă liberală e susținut? Eu zic de doamna Pavlicenko, că nu, că a luat și... Păi PNL acela numai liberal nu e, da, PNL-ul acela la... De unde? Că acolo nu e nimic liberal în... Da, partidul acela la... În la toată trafice, mișcarea dumneavoastră, a luat simbolurile așa care... Și a închis aur și a făcut sediu direct în aia asta, la Uniunea Scriitorilor acolo în față, are sediu. Dar Partidul Național Liberal nici până în ziua de azi n-are un sediu normal, o reprezentare în Basarabia. Înțelegeți? Voi vorbiți de unionism cu doamna Lari, cu nu vă place termenul meu de pălăvrăgeală, de regionalismele care le folosesc. Dar tocmai din asta, că calitatea asta, viziunea asta a unirii, nu există. Și nu există, în primul rând, ce ar trebui, dacă vrem așa, că România Mare s-a făcut sub coroana regalității, că tot azi e și 10 mai, nu? Parcă e 10, nu? Așa. De ce n-am ziua regelui, ziua independenței, dar azi e 11 mai, e ziua Hyde Parkului și legii despre acces la informație. Dar dar de ce n-am pune și problema restaurării? Dacă tot vrem, avem toate, vrem să să redobândim valorile pierdute. Una dintre cele mai mari valori a României, că noi avem posibilitatea să avem restaurarea asta a regalității. E clar că e simbolic și e tot, dar bine aici, vezi, dar e ca un exercițiu de libertate de exprimări. Mi-amintesc că unul dintre membrii onorifici ai Hyde Parkului, Paul Goma, o vreme era și el regalist, dar după aceea s-a lăsat de regalitate, a fost dezamăgit de prestația regelui Mihai. Și acum când prințul Lambrino sau cum îl cheamă a fost arestat undeva în Cipru, în Malta, nu cred că e serios să mai vorbim de regalitate și oricum n-are nicio relevanță
când vorbim despre Hyde Park, despre bine. Libertate de exprimare. Bine, coleg, eu am să zic un fel următor la privința la asta. E o problemă mare. De ce? Bine că doamna Sandu e așa, dar foarte repede toate autoritarismele astea pornesc de la faptul că unul din asta se simte mai ales decât ceilalți. Mulți zic că, dat fiind că există succesiunea asta genetică în regalitate, că ar fi un, ar încălca niște drepturi generale ale oamenilor, cum principiile astea monarhice. Dar un închipuiți, dar uite-te la aspectul ăsta. Un președinte care e ales, el are niște apucături că e ales, cu mult mai superficiale. Dar e ales pentru 4 ani în Moldova și pentru 5 ani. Că pentru este superior celorlalți. În România și 4 ani în Moldova, nu e ales pe viață. Păi tocmai asta e, că dacă e și în plus mai există posibilitatea de reprezentant de succesiune monarhică, e mai el tocmai asta că are o responsabilitate, are prin asta are, este mai un om, un reprezentant de om mai la general decât un reprezentant ales. Nu cred că e cazul să vorbim despre asta. În schimb, am putea să spunem în discuție. Este fiindcă, uite, mulți îl critică acum pe domnul președinte Iohannis, vrea și la postul de așa. După ce a stat în mare, a zis că face reforma educației. Eu plec din discuție. Nu. Bine, doamnă. Stați că să zic până la urmă că asta. Totuși, prestația lui a fost absent din ceea ce se presupunea că există în mediul vieții responsabilitatea președintelui. Și acum vrea la pe post de NATO. Și ce o să facă el într-un post de la NATO? Când suntem într-un punct cheie, că conflictul ăsta cu Rusia... Vyacheslav, acum nu sunt vremurile când un Churchill sau un Stalin lua decizii. Acum sunt vremuri când iau consilii oamenii înțelepți și un... Iohannis sau un cineva care stă în fruntea Consiliului European e doar o mascotă, e un om, un purtător de cuvânt, cum a fost Joana vicepreședinte la, sau vicedirector sau fie el acolo la NATO. De asta au nevoie acum structurile ca NATO sau ca Uniunea Europeană, Comisia Europeană și tot așa. Nu are nevoie de Iohannis. O să vedem. Dacă nu are nevoie de Iohannis, o să rămână șomier, pensionar, ca atâți alții, ca Băsescu, de exemplu. Sau europarlamentar. De ce nu e vorba despre continuitatea lui? Adică, domnule Sare, poți să retrai? Eu vă zic... Asta. Mă scuzați că am intrat pe... Nu, dar iată dacă dar tot am adus vorba. Dacă tot am adus vorba de regalitate, mi-am amintit de Goma. Și mi-amintesc că atunci când era curajos, el a fost scriitor, disident, publicist, opozant al regimului comunist. După aceea critica și pe intelectualii români. Pentru asta noi l-am rugat să ne fie membru de onoare. Până când a început să scrie texte periculoase, nedemocratice, punea la îndoială Holocaustul, avea texte ca Săptămâna Roșie sau anumite texte publicistice, chiar antisemite. Mă gândesc acum să vă provoc la discuții publice, că iată suntem 4 membri Hyde Park și un oaspete, un beneficiar, un spectator de-al nostru.
n-ar fi cazul astfel de membri să-i excludem din Hyde Park, să ne delimităm de ei sau deja de Mortibus numai de bine. Că Goma, vă amintesc că a murit în martie 2020 când a început pandemia. Nu, eu nu. Eu aș lăsa. A avut mulți mari scriitori, au scris și unele lucruri care nu sunt bine primite, dar deoarece fac și eu așa, că morții să vorbesc doar de bine și acum suntem în curând în unele sate din Moldova, e Paștele Blajenilor, la alții mâini, la alții luni. Nu cred că vorbim doar de bine, mai ales că am fost și am făcut o filmare când la Iași, la Biblioteca Eminescu, s-a vorbit despre Goma. Da, multe activități am avut legate de Goma. Mi-amintesc că ultimul computer al lui era cumpărat din banii Hyde Park pe care i-a câștigat de la guvernul Moldovei după ce a pierdut Moldova câteva dosare la CEDO. Cam prin 2010 am îmbogățit noi Hyde Park-ul și am cumpărat cam cu vreo 1000 de euro lui Goma ultimul computer, la care a scris, iată, infama Săptămână Roșie. Deci am contribuit și noi la chestii nu tocmai democratice, dar poate că ar trebui cu orice ocazie, chiar dacă, sau mai ales dacă rămâne membru senator onorific Hyde Park, măcar să ne delimităm de astfel de texte. Eu cred că a fost o rătăcire a lui Goma să se pună la îndoială exact, crimele exact, naziste, legionare. Eu trebuie să mă retrag. Să ne delimităm de astfel de texte care au derapat și care, dar să-i recunoaștem per total întreaga activitate care a fost benefică pentru Hyde Park atât timp cât a pledat pentru drepturile omului, pentru ce intră în obiectul nostru de activitate. Adevărul e că el nu prea povestea despre Hyde Park, chiar ne-a băgat în niște jurnale, dar ne băga pe mine, frații Brega sau ceva de felul ăsta. El nu se percepea ca membru într-o asociație, nu zicea, nu cred că a scris vreodată undeva numele Hyde Park. Eu l-am abordat ceva? Când eram prezentator la radio și am făcut un interviu cu el, deci el mă știe doar așa, ca persoană, nu știe de Curaj, de Hyde Park, sau poate am uitat eu, ne-a fi pomenit vreodată. Cu umor, că eu când lucram la Chișinău doar aveam tangență și cu cei din poliție. Ei, mă rog, dacă toți sunt poliție, cumva au aflat și încercau să mă reproșează ei. Cum dumneavoastră nu vă temeți să comunicați cu frații Brega, cu Mătăsaru, cu Sergiu Voloc? Ei doar sunt periculoși, ei ceva tot încercau să-mi comenteze. Și atunci mi-am dat seama, dar erau cu funcții, nu erau polițiști simpli. Și m-am zâmbit și zic, băi, dar posibil că vă temeți voi. Zic, reieșind din discuție, cred că zic, vă este vouă frică de ei. Și nu a fost chiar mulțumit de răspunsul meu, dar... Atunci mi-am dat seama că erați așa ceva, groaza polițiștilor din Republica Moldova. Chiar dacă n-am obținut niciodată dosar penal pentru abuzurile lor, pedepsirea vreo unui polițist pentru inclusiv maltratări, pentru ținut în închisori n-am stat, dar am stat în arestul poliției, la comisariatul Buiucani, la comisariatul Centru. Și la Râșcani sau nu? Eu numai la Centru și la Buiucani am stat închis. Poate Ghenadi a fost prins la Botanică, cred că a stat odată, am făcut odată pe 27 martie un protest unionist și ne-am repartizat la trei locații diferite și cred că pe el l-a luat la alt inspectorat decât noi. Și eu am mai stat și la Tighina 6, la Inspectoratul General de Poliție, un fel de arestul capitalei, unde în capătul coridorului era și o pictură a lui Felix Edmundovici Dzerzhinski, fostul șef fondator al NKVD-ului. Vă dați seama câtă reformă s-a făcut în poliție dacă în 2008, când am stat eu în mai 2008, am stat închis acolo două zile, era Dzerzhinski în capătul coridorului.
Era mai fost și o situație comică tot cu polițiștii și tot mi s-a reproșat cu de Hyde Park. Trebuia să în audiență, eram programată la comisarul de poliție și m-au rugat de jos să-mi las geanta. Acum eu umblu cu genți mari, pline, mai nu știu, abia le duc, dar atunci aveam și eu tot și gentuță așa de damă elegantă, să lăsați geanta jos. Dar m-am uitat, dar zic, de ce cu voi? Așa uimită, cum să-mi lăs geanta? Dar și geanta, ai mobilul, ai cheie, ai acte. Nu, că doar intrați la comisar. Zic, dar ce-i cu voi? Zic, niște bărbați așa înalți, zdraveni, pe aici, vă-i frică de o geantă de damă? Zic, ce-i cu voi? Dar nu puteam. Dar dacă vă apucați, vă filmați, aveți o camera ascunsă, că dumneavoastră vă știm noi cu ce pacienți aveți acolo și ce ne cunoașteți. Zic, hai, lăsați-mă, zic, chiar sunteți părieți rău de tot, că dai-mă dacă și eu sunt ei, zic, niște băieți așa mari, bine făcuți, vă temeți voi de o femeie cu geantă de damă, zic, chiar m-ați făcut să râd. Și m-au lăsat, nu mi-au luat tot și până la urmă. Dar ei atunci mi-am dat seama. Dar prevederile legale sunt aberante, pentru că chiar ieri, mai ieri am fost la tribunal și mi-au scos camera de filmat asta, GoPro, și mi-au zis că rămâne la noi, că n-aveți voie cu camera. Zic, băi, uite la telefon, am două telefoane și ambele sunt câte trei camere, acolo am camere, de ce vă temeți de asta? Așa sunt regulile. Legurile uneori stâmpite, idiote, sau când am importat, am adus din America niște camere din alea flip cu un singur buton pentru activiști. Și stăteau vameșii și ne măsurau cu rig la obiectivul, căci că prin lege interzis să importi camere cu obiectiv mai mic de 3 mm. Ce noroc că ei măsurau geamul ăla de la obiectiv și nu obiectivul, pentru că obiectivul avea mai puțin de 3 mm. Ei măsurau geamul, sărace, nu știau care e obiectiv și care e geamul. Și ne-au lăsat să le importăm. Dar legea e lege, ei trebuie să o execute, nu să o discute. Da, legile acum, uneori sunt strâmbe, sunt proaste și trebuie îndreptate, trebuie ajustate. Da, multe ar trebui. Nu mai zic chiar și în multe domenii ar trebui ajustate și revăzute, cu siguranță. Dar totuși era ceva de groază. Că aveam din pacienți care au prins firul și când erau în proces de judecată cu violență în familie și găseau soluția care le știam, pe unele recunosc că le-am învățat eu. Să zic că în instanța de judecată, dacă veți fi prea docili, prea blând și veți încuraja agresorul, venim la proces cu cineva din frații Brega, ori cu Anatol Mătăsaru și să știți că își avea un efect benefic în favoarea victimei, că chiar nu aveau chef să vă vadă în sala de judecată, cu siguranță. Eram sperietori pentru instanță. Da, pentru instanță, cam așa era. Și când am prins și eu firul că e o pârghie, e eficient, îi sugeram mereu aceste idei și a mers bine, mergea bine. Genadie, și-a mai amintit ceva? Pentru că a fost în discuție ideea de a revizui lista cu senatorii onorifici. Eu cred că noi avem prea multe în comun cu Paul Goma, iar aspectul sensibil despre care ai pomenit dumneata, nu știu dacă e atât de simplu și ușor de sesizat. Noi analizăm un scriitor pentru atitudinea din cărțile lui, pentru curajul de a scrie lucrurile raportat la timpul respectiv, cum n-au făcut-o alți scriitori, cum n-a făcut-o toată breasla de scriitori în România, nu s-a opus regimului. Goma s-a opus. Noi pentru asta l-am acceptat, că i-am propus să devină membru onorific și după aia
cu bucurie, am făcut tot felul de discuții publice, simpozioane, activități publice, proteste, credeam în scrierile lui. Acum ce nu mai credem în scrieri, pentru că ai descoperit dumneata nu știu ce chestie sensibilă. Păi tocmai asta e problema, frate, că am descoperit că el a scris asta pe computerul cumpărat de noi și în timp ce eram senator onorific, el Săptămâna Roșie a scris-o acum, în ultimii 20 de ani, nu în timpul comunismului. Hai acum spunem în balanță, dumneata nu ești nici scriitor și nici istoric ca să analizezi evenimentele și faptele. Omul a analizat faptele în baza la ceea ce apare prin arhive și toată cartea e împănată, e plină de citate din documente de arhivă. Ce facem acum? Punem la îndoială că acele documente există? Frate, păi în cazul dat ce facem? Mie îmi pare pur și simplu, începem să ne tragem de păr aiurea. Eu sunt împotrivă ca lista cu senatorii Hyde Park să fie revizuită în așa fel. Eu cred că cărțile lui Paul Goma sunt un exemplu de curaj pentru noi și pentru simpatizanții Hyde Park. Da, așa este. Da. Bine, eu vă zic la revedere, eu nu mai pot rămâne să stau în discuție. Da, da. Vă felicit și vă admir pentru curaj. Eu admir așa sincer. Dragilor, să nu uitați, vă uitați pe cer la noapte. E posibil să vedeți aurora boreală, cum o vedem noi în Islanda, cam jumătate de an în fiecare iarnă și primăvară și toamnă. Așa că bucurați-vă, mulțumesc. Dacă vedeți la Chișinău sau la Costești sau la Pepene aurora, să știți că e tare frumos. Mai ales cum mai vezi ceea roșie, la noi numai verde. Astea sunt fel de saluturi comandate din Islanda pentru aniversarea Hyde Park. Eu am văzut aurora boreală când eram la Sankt Petersburg și mai departe de Sankt Petersburg spre Finlanda, acolo, așa că eu am văzut-o. Bine, felicitări încă o dată și vă admir pentru curaj și Doamne ajută înainte cu activități. Să fim un exemplu pentru mulți. Mulțumesc tuturor pentru că ne urmăriți. Ținem legătura. Ne găsiți pe grupul Microfonul Liber, în grupul cred că Curaj TV l-am închis, dar în schimb avem pagina Curaj TV unde suntem acum în live, canalele noastre de YouTube. Da, zic, Gheorghe, tu unde mai chei? Ai pornit spui că ne găsiți pe ea și ai făcut o pauză și mă gândeam că ne găsiți nicăieri. Ne găsiți când avem microfonul liber, mai avem reporter cetățean care se dorește o prelungire a Curaj TV și a Hyde Park în România și mediatizare, mai aveți grupul Ai Cuvântul, care este versiunea românească a grupului Microfonul Liber. Mai este au unde să ne găsească. Unde este încurajată libertatea de exprimare. Exact. Pe mine mă găsiți la București la proteste. Mâine avem protest în parcul Iore ca să salvăm 12 hectare de teren retrocedat și care e distrus de noi proprietari. Și tot la 5 e protest la Cotroceni, că s-a aprobat o lege prin care se permite evaziune fiscală de lapidări de fonduri de până la 1 milion. Deci un fel de grațiere pentru cei care fură nu foarte mult. Ceea ce e revoltător, nu-i așa? Asta mi-aduce aminte de videoclipul tău cu bătrânii aceia cu brânza. Da, voi că sunteți 1 milion și furați câte un leu, nu tot 1 milion furați? Exact, îi dădeau vina. Că e fură cu milioanele, dar voi că furați un leu tot acolo iese. Da. Bun, mulțumesc tuturor. Seară bună, vorbim de 70 de minute, deja e foarte mult. Visul trebuie să continue. Da, bine, bine. Hai noroc. Noroc.